Pentru mine toate aceste medalii câștigate reprezintă faptul că munca mea se îndreaptă în direcția potrivită și nu este în zadar. La doar 23 de ani, Beatrice Andreea Ana scrie istorie pentru luptele din România. Recent, la București, sportiva ruș-albastră și-a trecut în palmares al treilea titlu european consecutiv, la categoria 55 de kilograme, după o finală în care și-a dominat clar adversara din Republica Moldova. Ai câștigat titlul european la Budapesta, la Zagreb și la București. Care succes îți este cel mai drag? Trebuie să recunosc că de fiecare dată când concurez în fața suporterilor români sunt emoționată, dar aceste emoții sunt constructive și mă ajută să mă mobilizez și să dau tot ce am mai bun și iată că am câștigat medalia de aur. Deci cea mai dragă cred că este aceasta, câștigată acasă. Cum te-ai simțit în momentul în care ți s-a cântat imnul pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la București? Este o senzație unică. M-am simțit împlinită și mă bucur că am făcut imnul României auzit acasă. Dar Beatrice nu vrea să se oprească aici. Luptătoarea născută la Mangalia trage tare pentru a obține biletul de calificare la Jocurile Olimpice de la Paris. Care crezi că este principala calitate care te menține de atâția ani în topul european? Din punctul meu de vedere, cea mai importantă calitate a mea este faptul că am o condiție fizică foarte bună și reușesc să duc meciurile până la capăt și să punctez pe final de meci și asta mă ajută să câștig. Cum privești spre Paris? Visătoare, îmi doresc foarte mult să obțin calificare la Jocurile Olimpice de la Paris și îmi doresc să câștig și o medalie, dar vreau să iau totul treptat. Pentru a ajunge în vară la Paris, sportiva noastră trebuie să se claseze pe primele două locuri la turneul de calificare din Azerbaijan de la începutul lunii aprilie.